Câte persoane au venit azi dimineață cu suspiciune de trichineloză? În serviciul de boli infecțioase, astăzi s-au prezentat 7 persoane care au consumat carne de porc, care inițial nu a fost verificată pentru infecția cu trichinela. Au consumat carnea atât nepreparată termic, cât și preparată termic. Ulterior, după consum, s-a verificat carnea și s-a constatat infecția cu trichinela și de aceea s-au prezentat în serviciul nostru. S-au prezentat 7 persoane care nu au prezentat simptomatologie din punct de vedere clinic, dar s-a instituit tratament preventiv și în funcție de evoluție sau dacă apare vreo simptomatologie, deci persoanele rămân în supraveghere. Dacă apare vreo simptomatologie sau există vreo reacție în urma. Ce trebuie să știe oamenii în momentul în care își cumpără porc și îl sacrifică? De aceea o să vă rog frumos, toate persoanele către populație, toate persoanele care sacrifică porcii pentru, în vederea consumării, pentru sărbători, să se prezinte în serviciul sanitar veterinar pentru a fi verificată carnea în vederea infecției cu trichinela. Vă rog frumos să se verifice înainte de a fi consumată, indiferent că este preparată termic sau mai ales în cazul în care dacă se consumă neprelucrată termic. Deci rugăm populația cu insistent să, înainte de consumul cărnii de porc, să se prezinte în serviciul veterinar, deci pentru a fi verificată în vederea infecției cu trichinela. Ce puteți să ne spuneți despre cazul ăsta care a făcut atâta vâlvă? Deci este un caz care a fost corelat practic cu faptul că una din persoanele care s-a prezentat la spitalul de boli infecțioase este fiica persoanei care a crescut în exploatația proprie acel porc. În mod firesc s-au prezentat la spitalul de boli infecțioase persoanele care fac parte din familie doar și care, în afară de conotația faptului că este angajată la DSVS Amara Mureș, nu are nicio legătură cu angajații DSVS Amara Mureș care n-au consumat carne neexaminată din punct de vedere trichineloscopic. Despre câte persoane este vorba? Deci la Spitalul de Boli Infecțioase s-a prezentat 7 persoane. Este foarte adevărat că numărul de persoane din ancheta pe care DSVS a făcut-o este mai mare, dar acele persoane sunt persoane sănătoase care trebuie să se adreseze medicului de familie și nu Spitalului de Boli infectocontagioase. Deci medicul de familie din anamneza pe care o face cu consumatorul care a consumat din produsele preparate ale acestui porc, trebuie să fie direcționat către medicul de familie care, din anamneză, v-am spus, începe tratamentul ambulatoriu sau cum consideră domniile lor, nici de cum să se prezinte la Spitalul de Boli Infecțioase. La Spitalul de Boli Infecțioase s-a prezentat doar cei care au gustat carnea în stare crudă. Ce măsuri ați luat în cazul de față? Măsurile pe care Direcția Sanitară Veterinară le ia în aceste cazuri sunt de retragere, de stabilire printr-o anchetă a cantității de carne rezultată din porcul respectiv și retragerea cu documente sanitare veterinare prin confiscare înspre denaturare la SC Protan Dej în zilele următoare. În concluzie, nu a fost vorba de niciun... Concluzie este o știre care nu are nicio conotație legată de angajați ai DSVS Amara Mureș, care, încă o dată, repet, n-au consumat niciun gram de carne contaminată cu trichinela spiralis neexaminată.